vom continua această festivitate dând cuvântul șefei de promoție. Da? Să o felicităm pe colega dumneavoastră pentru rezultatele deosebite. Stimați profesori, dragi părinți, distinși invitați, dragi colegi, recunosc că am emoțiile de a ține acest discurs public. Sunt mult mai intense decât cele de la primul din seara balului. Mă cuprind tot felul de sentimente, de sentimente noi, netrăite, de aceea de la început vă rog să-mi acordați îngăduința să vă citesc câteva rânduri. Iată ne ajungi la final. Ca șef de promoție, sunt mândră să reprezint Liceul Teoretic Dimitrie Voltineanu. A sosit clipa în care ne luăm rămas bun de la acest liceu. Am pășit cu speranță și bucurie, încrezători în noul drum pe care aveam să-l parcurgem. Era pentru noi o lume nouă pe care așteptam să o descoperim. Am pășit cu speranță și bucurie. Parcă ieri eram niște boboci care începeau să-și dea seama unde este sala de curs, iar azi suntem absolvenți gata să mergem înainte și să dăm piept cu lumea. 4 ani au trecut însă prea repede. În acest timp de studiu am muncit alături de profesorii noștri care ne-au îndrumat pașii și care ne-au susținut atât ca dascăli, cât și ca prieteni. Ne-au ajutat în formarea noastră intelectuală, cât și în cea umană și spirituală. Ne-au pregătit să fim oamenii de mâine, corecți, drepți, calitativi. Acești ani de liceu, de o frumusețe inegalabilă și tulburătoare, rămân unici în viața fiecăruia. Am fost martorii tăcuți, spectatori imparțiali, ce au cronometrat scurgerile de secunde ale fiecarei festivități prin care cei mari, la sfârșitul anului, părăseau băncile școlii. Astăzi este rândul nostru. Câte emoții s-au adunat și în acești ani și în aceste momente. Emoțiile provocate de neliniștea prevestitoare fiecarei despărțiri, de examenele ce ne așteaptă, de agitația dinaintea fiecarei teze, de despărțirea de colegul de bancă, de pateurile legendare de la chioșc, de banca prea îngustă, de colegii de suferință alături de care am cunoscut atâtea bucurii și necazuri, satisfacții și împliniri. Până la urmă, toți acești 4 ani, cu bune și cu mai puțin bune, vor rămâne mereu în amintirea noastră. Amintirile vor fi cele care ne vor lega de aceste momente. Vreau să mulțumesc părinților, rudelor, prietenilor și tuturor celor care și-au adus contribuția la succesul nostru. De asemenea, mulțumesc domnilor directori, domnilor diriginți și întregului corp profesoral pentru răbdarea, sprijinul și dedicarea cu care ne-au instruit în acești ani. Acestea fiind spuse, dragi colegi, vă urez mult succes în tot ceea ce veți face, să aveți încredere în voi și întotdeauna să vă doriți imposibilul. A sosit momentul să predau flacăra ce menține vie cunoașterea și cheia acestui liceu, templu al științei generației noastre, elevilor clasei a 11-a. Vă mulțumesc, vă iubesc și Dumnezeu să vă ajute! Vă felicit pe amândouă pentru discursul foarte frumos. M-au emoționat cuvintele pentru colegele dumneavoastră. Domnișoara, de la
Frumos, da? Iată că avem oameni deosebiți și avem acum doi reprezentanți care prin notele obținute sunt pe primul loc, de aceea se numesc șef de promoție și temporar șef de promoție, cu credința că va fi și dânsa la anul șefă de promoție.